Încercăm să reînnoim tradiția donării de sânge la Turda. Am stabilit că cel puțin de două ori pe an să inițiem o tradiție în ceea ce privește donarea de sânge. Făcând un obicei din acest lucru, eu cred că este un foarte mare pas înainte în ceea ce privește latura umanitară a actului medical. Donarea de sânge, știm foarte bine, salvează vieți. Nicio problemă, a fost foarte ok și prima dată când donez, e ok că a venit de la Cluj ca să nu mai trebuiască să mă duc eu până în Cluj, așa, și foarte ok. Da, e o inițiativă foarte bună, pentru că chiar este nevoie de sânge în România, să donăm, să ajutăm oamenii, copilași în general. E o inițiativă lăudabilă, zic eu, ar dori să fie mai des făcută aici și cu plăcere am venit astăzi să încerc să ajut și eu cât pot.